Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Consiliul General al Municipiului București a decis mărirea prețului plătit de populație pentru agentul termic furnizat de Radet. Ați auzit la știri, de la 143 de lei la 330 de lei gigacaloria, asta pentru populație, fără TVA. O veste proastă pentru vreun milion de bucureșteni acordați la Radet, o creștere semnificativă de 2,4 ori. Dar prețul plătit de populație este în continuare mult mai mic decât cel real de producție, care e de vreo 860 de lei. Așadar, subvenția va fi în continuare mult mai mare decât prețul plătit de populație. În România, prețul gigacaloriei diferă masiv între orașe. De la 445 de lei în Suceava, la peste 1000 de lei în Giurgiu și Constanța, practic peste tot se plătesc subvenții mari, ceea ce încarcă mult bugetele primăriilor respective. La telefon este expertul în politici publice, Sorin Ioniță, de la Expert Forum. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Acum, e o mantră care se tot repetă când, de fiecare dată când vine vorba de termoficarea centralizată, că ăsta e sistemul cel mai eficient de încălzire și furnizare de apă caldă într-o localitate, dar dacă te uiți la subvențiile pe care primăriile trebuie să plătească, le plătească în România, practic peste tot, cred că într-un singur caz, pe undeva prin Oradea nu se plătesc, dar nu sunt sigur de verificat asta, deci mantra asta nu se verifică. Unde este eroarea? Este sistemul tehnic cel mai eficient, pentru că sunt și costurile de mediu cele mai mici, care ele nu sunt încorporate în aceste prețuri pe care le-ați spus. Deci orice alt sistem este mai poluant și mai, să spun, are randament mai mic. Acum, dar nu așa e vândută. Da, nu așa este vândută ideea asta. Adică oamenii înțeleg că dacă suntem la termoficare, plătim cel mai puțin. Dar uite că, de fapt, prețul real este foarte mare. Prețul real se mărește în București, dar nu este atât de mare cât se plătește pe un alt sistem de încălzire dacă n-ar exista, cum să spun, dacă n-ar exista, chiar fără să existe această subvenție. Gândiți-vă că cei care se încălzesc cu gaz la o casă, deci pe sobe de alea de tip vechi, suferă întregul impact al creșterii prețurilor la energie din iarna asta. Uh-huh. Pe ei, de fapt, nu ajută nimeni. Deci nu vă uitați numai la cât costă gigacaloria, ci uitați-vă cât se plătește pe o lună de încălzire. În continuare este mai ieftin la un bloc racordat la Radet. Și atunci, București sau în altă parte. Păi și atunci, de ce această inegalitate? Adică dacă ar fi mai ieftin, de ce nu ar renunța, să zicem, Bucureștiu și alte orașe, cu totul la subvenție, și să spună, domnule, chiar dacă ați plăti 860 de lei, tot ați plăti mai puțin decât cei cu centrale termice de apartament? Este o întrebare foarte bună și o discuție inconfortabilă pentru decidenți pe care noi n-am avut-o niciodată. Când spunem că se dă o subvenție la prețul gigacaloriei, uitați, în București, deci de fapt cam tot o treime plătim noi și două treime acoperă municipalitatea din subvenție. Ce înseamnă că acoperă municipalitatea, bugetul Bucureștiului? Înseamnă că alți contribuabili care nu au sistemul de încălzire centralizată, dar sunt impozitați pentru a se constitui bugetul Bucureștiului, ne acoperă și nouă, celor care suntem racordați, două treimi sau cât vine din prețul gigacaloriei. Iar dacă o municipalitate mai primește ajutor de la bugetul central, înseamnă că orice cetățean din țara asta contribuie la subvenționarea unora. Cei care sunt racordați la acest sistem. Asta e evident, deci, un sistem. Da, discuția așa se duce. Știți, nu există un buget național sau un buget al Bucureștiului. Tot noi suntem, numai că suntem în altă calitate de contribuabili. Bun. Sistemul ăsta, într-adevăr, e profund nedrept. Asta e o afirmație nepopulară, tot și cu racordați la Radet, acum se uită urât înspre este mine, nedrept. Dar este nedrept. Mai e ceva, subvenția o primesc de fapt, sau de subvenție beneficiază, că nu o primesc direct, da? Dar de ea beneficiază și cei cu salariu minim și bogații, să spunem de dreptul. De ce nu e posibil de atâția ani un sistem de susținere a celor care au cu adevărat nevoie de subvenția asta, nu pentru toată lumea otova? Iată, a doua discuție inconfortabilă pe care se fere să o aibă decidenții și pe care, nu știu, o discuție care nu s-a făcut niciodată, într-adevăr. De ce? Pentru că e un pic mai greu de aplicat. Trebuie să ai un sistem de date mai bun, trebuie ca undeva, de exemplu, la Municipalitatea București, există o bază de date cu veniturile noastre. Această bază nu există. Ea se află la ANAF, care este instituție centrală.
Dar nici ANAF-ul nu cred că ar fi în stare așa, bătând din palme, adică le-a luat foarte mult timp să facă genul ăsta de modulare după venituri. Ar trebui să putem face așa ceva, într-adevăr. Dar nu s-a făcut niciodată, așa cum toate lucrurile în România, toate ajutoarele sociale se dau otova. Așa cum și alocația pentru copii se dă otova, știți că s-a mai discutat, să nu se dea tuturor, indiferent de venit, ci să se dea în funcție de venitul părinților. Dar nici acolo n-a fost simplu de făcut și, în general, toate lucrurile la noi se merge pe calea cea mai simplă de aplicat, administrativ vorbind. În momentul ăsta, asta e situația cu gigacaloria. O subvenționez la grămadă pentru toată lumea. Ce spune abordarea asta, tip umbrelă, așa, despre capacitatea de administrare a statului român? Că avem o capacitate destul de primitivă de a face politici sociale care să țintească, într-adevăr. Și mai sunt și multe altele. Uitați, iarăși, s-a tot discutat de 6 luni încoace de energie. De energie, și am petrecut iarna discutând aceste legi nenorocite cu subvenționarea, subvenționarea gazului, kilovatului de energie electrică, exact. Într-adevăr. Și astea nu sunt deloc țintite. Problema consumatorului vulnerabil, care este o chestiune europeană și în alte țări, este identificat un consumator vulnerabil în funcție de cât de tare ești lovit în momentul când crește prețul energiei. Nu numai după venitul personal, pentru că poți foarte bine, ai un salariu ceva mai mic, dar stai într-un bloc anvelopat, nu consumi foarte mult și atunci chiar dacă se scumpește, nu te lovește foarte tare. Pe când altul stă într-o casă mai veche, are o sobă pe gaz, cum spuneam, și preia tot șocul unei creșteri de... Noi nici asta n-am reușit să facem. Bun. Deci dacă vă uitați ce înseamnă pentru decidentul român consumatorul vulnerabil, e tot așa o chestie, o subvenție la grămadă, eventual se mai uită cât e venitul și aia e. Nici asta n-am reușit să o facem ca lumea. Bun, dar există măcar pe undeva un colectiv, niște oameni care se gândesc, noi, cum putem să facem asta și hai să încercăm, nu ne iese, unde greșim, hai să refacem calculele, hai să vedem ce legi trebuie adoptate, ce sisteme trebuie implementate. Există pe undeva vreo preocupare în sensul ăsta ca să se diferențieze ajutor în funcție de nevoie, așa cum ar fi normal? Există un minister titular al acestor probleme, care, e Ministerul Muncii, dar care se ocupă de toate aceste subvenții sociale, care ar trebui să aibă niște baze de date destul de complicate, care ar trebui să comunice în timp real cu cele ale Ministerului de Finanțe, respectiv ANAF, și cu primăriile, și să aibă un fel de oglindă a stării sociale, pe familie, pe individ, pe cum vreți dumneavoastră să o luați. Și folosind acea bază uriașă de date, să poți modela diverse subvenții sociale, începând de la ajutor de șomaj, alocație de copii, venit minim garantat. Știți, sunt o grămadă de lucruri pe care ar trebui să le poți modula ceva mai bine în funcție de nevoile reale ale oamenilor. Acel instrument la care mă refer, acel mecanism, nu există. Și nici, din câte știu, intenția de a construi așa ceva, pentru că e prea complicat. Bun. Și, în general, lucrurile în România funcționează compartimentat. Deci Ministerul X nu comunică cu Ministerul Y, chiar primăriile nu comunică cu nimeni. Sorin Ionită, mai avem un minut, mai am o întrebare. Cazul Bucureștiului din nou, deci preț crescut de 2,4 ori, dar în continuare cu vreo 500 de lei mai puțin decât prețul real, cum ar veni. Primarul general Nicu Șordan spune totuși așa, și îl citez: majorarea tarifului suportat de bucureșteni pentru gigacalorii este necesară pentru a echilibra întreg sistemul centralizat de încălzire. Am încheiat citatul. Despre ce echilibru vorbim când subvenția rămâne atât de mare? Păi da, asta este drama, vedeți, e o măsură necesară, inevitabilă și un pic inutilă, pentru că ea trebuia făcută acum un an, asta e clar. Dacă o făceai acum un an, poate îți rămânea un pic de bani ca să mai faci ceva investiții. În momentul de față, noi alergăm ca hamsterul în roată, deci s-a dublat. Prețul, așa cum îl vor simți oamenii, dar cartul e tot ăla față de costul real de producție, pentru că de fapt fugim cu tariful după un preț al energiei care crește foarte mult. Asta s-a întâmplat. Deci nu reușești să-ți rămână ceva bani ca să cârpești sistemul. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Sorin Ioniță de la Expertform. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.